Dragi prieteni și abonați ai canalului de toate pentru voi. Eu am aici, vreau să vă arăt, din mineseria mea de la Ploc, aș vrea să facă parte și cartofii. Așadar, voi încerca să plantez inclusiv cartofi. Eu am luat câțiva cartofi acum vreo 3 săptămâni bune, din păcate nu mi-am notat exact, dar cam așa au trecut, cam 3 săptămâni. Cartofi care au început efectiv să încolțească câte puțin. I-am pus pe un cofrag de ouă și i-am pus la soare peste zi. Și acesta este rezultatul cam după 3 săptămâni. Erau încolțiți puțin, dar foarte puțin. I-am scos zilnic la soare și i-am stropit cu apă, efectiv i-am pulverizat în acest fel de mai multe ori pe zi și am obținut acest rezultat. Cred că acum este suficient cât am încolțit pentru a putea fi plantați. În momentul în care îi voi planta, vă voi arăta și dumneavoastră. Uitați cât sunt de frumoși, de frumos au încolțit. Am văzut diverse modalități. Unii tăiau cartoful în două, îl puneau pe un recipient cu apă. Eu am ales această variantă pe care am găsit-o. Vai, de ce? Am aici o floricică încolțită, efectiv, în floricele. Sper din suflet să... ca experimentul meu să iasă și, de ce nu, să mă bucur măcar de o porție de cartofi când va fi momentul. În continuare, vă voi arăta cum pregătesc cartofii înainte de a-i planta. Înainte v-am arătat cum îi pregătesc eu ca să încolțească. Acum, pentru ce v-am spus, am nevoie de 3 litri de apă. Am pus eu aici. 300 de grame de usturoi pe care l-am tăiat efectiv așa cu tot cu cojița aceea subțire. Am lăsat unul, uitați așa. Voi turna în cei 3 litri de apă. Iar cartofii, aceștia încolțiți, eu nu îi voi tăia, îi voi pune așa întregi. Hai, tati, un pic mai aproape să se vadă. Da? Acest mujdei de usturoi, cum numesc unii, în care punem cartofii, este ceva foarte folositor pentru cartofi. Am o cunoștință care a aprobat anul trecut acest lucru, mai ales cei care stați la casă și plantați în grădini. Ferește cartofii de mană, alți dăunători, inclusiv mi-a spus de gândacul acela de Colorado, care știm cu toții că distruge cartofii. Bun, și acum voi lăsa 5 ore în acest mujdei de usturoi, după care îi voi planta. Au trecut cele 5 ore, așadar voi scoate cartofii. După care urmează să-i plantez. Cu grijă pentru a nu rupe. Uitați cât de frumos sunt colțiți. Sunt curioasă dacă îmi vor ieși. Sper din suflet să-mi iasă. O să revin și cu plantatul lor și cu evoluția, da? Bun. I-am scos așadar cartofii din apa cu usturoi. Acum voi pune pământul. Am pus de desubt, cum vedeți, un strat de pietre pentru drenaj. Și îi voi planta. Eu folosesc acest pământ, care este un substrat special pentru răsaduri de legume. Spargem bulgării. Am pus 20 de litri.
și cred că va mai fi nevoie. Acum voi lua cartofii. Voi așeza frumos cu partea încolțită în sus. Să vedem cum îi aranjăm cât de cât la distanțe egale. Le pune așa. Și mai am încă doi. Bun. Voi stropi puțin cu apă. Eu folosesc un îngrășământ lichid universal pentru răsaduri de legume și fructe. Acesta îl folosesc. Se agită bine înainte de a fi folosit. În 2 litri de apă se pune un capac din acesta. Îi mai aduce pământ. I-am acoperit o parte, îi voi acoperi și pe restul. Cam greu să și filmez și să acopăr. Așa, un strat nu foarte gros. Eu am mai pus niște pământ între timp. Spargem bordurii de la suprafață. Bun. Nivelăm pământul bine. Așa. Am pus în total aici 50 de litri de pământ, deci 2 de 20 și încă jumătate. Și acum udăm cu acel îngrășământ despre care l-am spus și pe care vi l-am arătat. Bun, și voi urmări evoluția cartofilor mei.